Capra albă. A fost atacat de mare vultur și și-a pierdut cunoștința. De mare vultur? Dar e imposibil! Spune-ne ce s-a întâmplat, privire îndrăzneață. Eram la vânătoare de mustangi. Corb necugetat era foarte hotărât. Hai repede! Hai repede, privire îndrăzneață! Vreau mustangul acela! Întoarce-te, corp necugetat! Nu! Nu! Ha! Ha! Oh! Corp necugetat! De când i s-a luat talismanul, corb necugetat se zbate în tenebre. Nu știu cum l-am putea ajuta. Spiritul vulturului e foarte puternic. Numai atunci când corb necugetat își va purta din nou talismanul, atunci își va recăpăta cunoștința. Tată, corb necugetat ar putea muri? Nu, Iacari. Doarme doar. Însă nu se va trezi numai atunci când va avea talismanul. Iacari! E abrupt. E mult mai ușor în prerie. Oare de ce a furat mare vultur talismanul lui corb necugetat? Nu înțeleg. Întreabă-l, probabil are motive. Corb necugetat este un vânător aprig și uneori este violent. Însă mare vultur a fost și mai violent ca el. Nu-l recunosc. E totemul tău. Îți va spune de ce. Cum ești, tunet mic? Te-ai lovit? Nu. Dar va trebui să urcăm din nou pe aici. Copitele tale nu sunt făcute pentru așa ceva. Voi continua doar eu. Nu, de ce? Voi reuși, voi fi atent, nu-ți face griji. Dacă îți rupi vreun picior, n-am să te iert niciodată. Bine, am înțeles. Urcă doar tu, ai grijă, Iacari. Poate, e prea târziu să mă întorc. Trebuie să-l găsesc pe mare vultur. Vine furtuna. Acum sigur nu am cum să mă mai întorc. Mare vultur! Răspunde! Vai, ce ploaie. Sper că Iacari a găsit un adăpost. Picioarele. De ce nu-mi răspunde mare vultur? A dispărut? Ce-am să mă fac fără el? Sunt atât de obosit. Trebuie să dorm puțin. Mare vultur! Mare vultur! De ce ai furat talismanul?
De ce nu spui nimic? Stai! E talismanul meu! Nu e al tău! Întoarce-te, mare vultur! Întoarce-te! Întoarce-te! Bună ziua, micuțule om! Eu sunt Corn Rupt. Tu cum te numești? Numele meu este Iacari. Îți mulțumesc că-mi ții de cald. Eu m-am refugiat aici din calea furtunii. Dar tu? Ce cauți tocmai aici sus, fiul? Îl caut pe Mare Vultur, totemul meu. A luat talismanul cuiva din tribul meu. Mare Vultur? Înțeleg. Știi unde-l pot găsi? Îmi arăți unde e? E foarte periculos. Iar caprele și vulturii nu sunt prea buni prieteni, însă, bine. Am să încerc, fiindcă ai avut curajul să urci. Mare Vultur locuiește acolo sus. Tu ești un bun cățărător, Iacari, însă ar trebui să ai copite ca și mine ca să ajungi atât de sus. Știu, urcă în spinarea mea. Prinde-te de gâtul meu. Nu prea repede. Wow, grozav! Ce agil ești! Tu, Nedvig, ar fi invidios dacă te-ar vedea acum. Calul meu, prietenul meu, mă așteaptă la poalele muntelui. Uite, Iacari, acolo este cuibul vulturului. Și după cum vezi, e gol. Mare Vultur, unde ești? Trebuie să cobor până la cuib. Acolo trebuie să fie talismanul. Te-aș ajuta cu mare plăcere, însă nu te pot ajuta de data asta. Ce o să faci? Îmi trebuie o funie. Uite, toți prietenii mei și-au adus contribuția, fiecare câte puțin, și ne-au dat din lâna lor. Îți mulțumesc, Corn Rupt. Pe cât de generos, pe atât de curajos. Leagă un capăt în jurul meu. În felul ăsta te voi ajuta să cobori. Astfel vei urca fără probleme. Curaj, Iacari. Ai să reușești. Sunt sigur de asta. Fii prudent, micuțiu. Uite, văd deja talismanul lui Corb Necugetat. Încă puțin și reușesc să ajung la el. Atenție! 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 Iacari, urcă repede! Urcă repede! Pleacă! Iacari! Iacari! Dar nu e Mare Vultur! Nu e totemul meu! Atenție, se întoarce. Urcă, Iacari, urcă! Nu, trebuie să recuperezi talismanul. Oh, nu! Mare Vultur! E Mare Vultur! Lasă-l în pace! Ce te amesteci? Ai grijă, Mare Vultur! Eu sunt totemul acestui băiat. Știi de ce a venit până aici? Ca să-l salveze pe cel al cărui talisman l-ai furat. Vânătorul acela de mustangi nu respectă libertatea tuturor creaturilor care trăiesc pe pământ. Ai dreptate, frate. Dar trebuie să-l ajuți pe Iacari să-l îndrepte pe calea cea bună. L-ai pedepsit deja pe omul acela. L-ai trimis în lumea tenebrelor. Înțeleg, spune-i protejatului tău că își poate recupera talismanul. Mulțumesc, Mare Vultur. Cum de m-am putut îndoi de tine? Ești curajos și generos, Iacari. Ți-ai riscat viața pentru a-l salva pe Corb Necugetat. Sunt foarte mândru de tine. Mulțumesc mult! La revedere, Mare Vultur! Ei, Iacari,
Ziua se apropie de sfârșit și trebuie să coborâm înainte de a se întuneca. Am să te însoțesc până la poalele muntelui. Vino! Oh, bietul Iacari, nu vreau să mai petreacă încă o noapte singur pe munte. Vai, ar fi trebuit să-l urmez. E vina mea. Dacă nu se întoarce până se lasă noaptea, merg după el. Tunet mic! Iacari! Am găsit talismanul! Nu l-a furat mare vultur! Văd că ai un nou prieten. Cum îl cheamă? Cornrupt! Când nu e cu mine, îmi fac mereu griji, știi? Iacari spune că ești cel mai rapid căluț din tribul său și că galopezi repede ca vântul. N-aș vrea să mă laud, dar e adevărat? La revedere și-ți mulțumesc, Cornurup! La revedere, Iacari! Acum Iacari va pune talismanul în jurul gâtului fratelui nostru. E salvat! Ai acționat ca un adevărat siu, fiule! Cu bine, micuțule om! N-am să te uit niciodată!